Un nou loc de unde poți cumpăra coins la FIFA. Linkul în descriere alături de un cod de reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații. Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un episod din cariera noastră mirobolantă cu Arsenal. Avem de simulat pentru ce meciul cu Hull. Și hai să vedem ce reușim aici. Data trecută a fost un episod bun față de cel de dinaintea, cel de data trecută, unde am pierdut, mă, din păcate, cupa, mă. 3-1 cu Hull la ei acasă, Chamberlain și Walcott. Am folosit o echipă de rezervă care arată din ce în ce mai bine, se pare. Un 3-1 simplu și urmează acum, și foarte important, în campionat cu Spurs, dacă nu mă înșel, deși Spurs nu duce deloc bine. Nu duce absolut deloc bine și am ratat o săptămână de antrenamente pentru că-s două bitoc. Extraordinar. În fine, o să jucăm cu echipa asta de titular, logic, cu Vidal, Sanchez, Ozil acolo la centru. Suntem în continuare pe primul loc. Distanța e imensă față de Chelsea, însă au un meci mai puțin jucat. Totuși, putem să luăm campionatul fără doar și poate, numai că trebuie să fim puțin atenți, mă, acolo. Puțin numai. Că nu mai sunt, de fapt mai sunt destul de multe meciuri în campionat și aici se poate schimba orice. Hai să nu prindem pasă proastă, zic. Arsenal cu Tottenham de pe Emirates este live. Live nu este live, minciună. Este înregistrat. Nu vă luați țeapă. Haideți, mă, să începem aici, mă. Emirates Stadium-ul e pregătit. Marele derby, marea rivalitate. În fine, Eriksen aici, iată, încearcă să atace. Nu prea înțeleg foarte mult din meciul ăsta pentru că n-am dormit de aproape 24 de ore. Dar ce contează, trebuie să filmăm, mă, și mai am de filmat niște videouri. O să iasă interesant, rău de tot. Ziua asta de filmare o să fie o zi bună. Măcar o acțiune destul de bună n-am avut. O, da, hai că poate acum. Acum totul se mișcă bine. Se Walker în față la țigări, prietene, no! A venit ăla și l-a suplinit acolo pe Walker, mă. Hai, mă, ce dragi facem aici. Hai, Alexis. Na, am încercat să centrez din prima, n-a reușit. Nu vreau gol, măcar dați-mi dracu un gol din acțiune ca lumea, mă, nu din centrare cu capul. Hai, mă, Ozil, bă, deci nu pot cu Ozil. Nu pot cu Ozil, să da dracu dacă pot cu Ozil. Oaniama și apără Cech, ne scoate din nou din căcat omul ăsta. Pentru a câta oară are 5 save-uri, Vorm așomat în poartă. Îl dau pe Vorm, l-au dat pe Loris la Real Madrid, dacă nu mă înșel. Ok, Ozil în sfârșit și el face ceva în acest meci. Până acum absolut degeaba a fost. Haide, Vidal, bună pasă, Alexis. Pasă acolo la Renato. Renato la Alexis. Alexis rămâne și nu este ocazie. Este o minge care ajunge cumva la Vorm acolo. De aici o oportunitate bună. Ok, asta a fost o pasă superbă la Alexis. Bă, poate să fie gol, ești nebun. Și este gol. Ce? Este gol aici de la o fază de la care n-aveam pic de așteptări, mă. Bă, deci ok, nu știu de unde dracu a venit golul. Ok, m-am dus cu ăsta, nu m-a atacat nimeni. Walker era în spate de tot. Și un finez aduce golul și probabil golul victoriei. Vorm nicio șansă. A sărit după ce a ajuns mingea, după ce a trecut de el. Ok, Vidal, ăștia sunt pe o altă tac, se vede Sanchez aproape de dublă. Penalti, accentat Sanchez, du-te în pizdă. Nu cred, nu vreau să accentez Sanchez, nu. Se va opri jocul oare? Trebuie să oprească până acum, cred, dacă era accentare. Ok, m-a demoralizat aici, hai să nu luăm gol pe chestia asta. Cred că își revine, iese pe margine, fac, o să fie, wow, ce șut! Ce, încă o dată e mirobolant, cel mai bun portar care am jucat într-o carieră vreodată, deci mă jur. Ozil, hai că bună pasă asta aici, Renato. Ok, iată-l accentat, Alexis încă este în teren. Și accentat, joacă și driblează fantastic, Alexis Sanchez cu dubla, înscrie accidentat. E Dumnezeu, mă, Dumnegodul echipei, dublă pentru acesta, 2-0 cu Tottenham. Și rivalitatea i-a sfârșit pentru acest sezon, cel puțin. Dar putem pica cu ei, însă prin FA Cup, de ce nu? Nu știu dacă și în Champions League e posibil. Dar în campionat, cel puțin, rivalitatea a sfârșit. Îi distrugem pe cei de la Tottenham. Final de meci, oameni buni! Victorie meritată, 2-0, mă rog, meritată dacă ar fi să luăm doar repriza a doua în calcul, unde am cam dominat. Însă ăștia au avut prima repriză, am împărțit reprizele. Ei n-au reușit să înscrie în prima, eu am reușit în a doua pe care am controlat-o. Și astfel, 2-0, easy peasy. Renato Sanchez cred că a dat două asisturi exact de are, 9.5. Meci bun pentru cei doi Sanchez.
Ok, avem conferințe și hai să vedem cât va lipsi Sanchez. 8 zile numai, bun mă, a avut piciorul vânăt. Brusc înseamnă vânăt dacă nu mă înșel. Ok, a avut cel o vânătă aia mic. O, zălacu. Și a trebuit să lipsească 8 zile pentru asta. Încă va lipsi aparent. Voi juca cu echipa de rezerve, însă mă rog, voi simula meciul cu Everton. Everton pe locul 14-15, undeva pe acolo. Au câștigat cu United, însă au pierdut cu Watford. Sunt foarte... Bine, pot pune probleme ce-i drept. Ia, hai să vedem ce se întâmplă. 2-0. Ce să punem, mă? Walcott, dublă. Superb. Așa simulări să tot ai. Vine și Manșa Tur din sfertul Champions League, bă. Unde am picat cu Atletico. Atletico Madrid, Campbell se întreabă de rol să vreau să vrea să prind el mai multe meciuri cu el, Joel Campbell. Mă rog, avem aici titularii pentru acest meci, exact aceeași echipă, n-avem ce să, de fapt avem ce să modificăm pentru că Alexis nu poate juca. Cel mai bun jucător al nostru nu poate juca în acest meci. Extraordinar, unde ești tu, prietene, tânărul minune, copilul minune, unde dracu e pe bancă, mă? Uite, Oxlade în locul lui, superb. Și hai să începem sfertul, oameni buni, cu Atletico Madrid. Da, au rămas echipe destul de interesante mai departe. Inter a fost eliminată, dacă nu mă înșel, din păcate. Și asta este, nu putem pica cu ei mai departe. Ce să faci, bă, viața e dură. Ok, o să jucăm în kitul. Vreau să joc în ăsta, știi ce? Îmbrăcăm pe așa, le dăm onoarea. Să joace în kitul de acasă, la noi acasă. Și hai să înceapă și meciul. Vom juca meciul decisiv la ea acasă. Nu știu dacă e bine sau nu. Vom vedea, rămâne de văzut. Noi știm că trebuie să înscriem un gol aici și cel puțin și să nu luăm niciunul. Ibora, iată ce echipă mai oștea. Hernandez, Gameiro. Ok, Leva acum o pasă bună și, mă rog, n-a fost tocmai bună, dar Ozil a recuperat. Ozil rămâne la minge, urcăm acolo și este o centrare destul de bună. Leva însă trece pe lângă minge cumva. Are un talent senzațional. Ai, Ibora, no. Bun așa, Vidalule, bine, Vidalule, bravo, Vidalule. Extraordinar, Renato. Alexis o să fie greu, dar iată Renato o pasă acolo cu ultimele forțe către Lewandowski, n-are voie să rateze, dar o face de pe peste poartă, dă-o dracu de treabă. Am dat încet, am dat la jumate barea, n-avea niciun sens să se ducă. Am dat cu un jucător de 90 overall, nu înțeleg. Nu înțeleg, de ce? Și s-a dat și un galben acolo pentru o intervenție de-a lui Bender. Ok, Vidal. Hai că e bine, arată bine atacul ăsta, pare promițător. Pasă bună, pasă în centru. Mesut Ozil, pare gol! Gol, 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 gol! Mesut Ozil! Mesut Ozil cu bomba acolo, mă. Vezi, băi, Leva. Vezi, trebuie să te înveți un mijlocaș cum să finalizezi. Ia uite. Ce șut a pus acolo. Ce frumos a dat, bă. Bă, superb a dat în minge. Ce execută finețe, bă, pentru Ozil. În vinclu acolo, bă. Superb. 1-0 în Champions League. Semifinala e aproape, însă mai avem de jucat și în acest meci și încă un retur. Așa, mă, Vidal, bravo. Bună pasa asta. Leva. Vidal, hai că merge bine, merge bine. Putem da golul 2 aici. Ar fi extraordinar, dar bă, ce bine m-a închis ăsta. Întoarce bine însă Ox. Nu acolo, bă, aia, dar e bine. Ozil, încă o dată Ozil se accentează. Gol, gol, gol a fost deviat. Gol, mă, gol, nu vine să cred că fac celebrare. Dar ce mai contează, dă-o dragul de celebrare. 2-0. E 2-0. Ozil se accentează însă acolo. Momentul șutului, pentru un anumit motiv, minge deviată de... Nu, oricine ar fi ăla, știi ce, nici nu-mi pasă. Portarul era pe minge, Oblak era acolo, dar a fost deviat și este gol. Ozil cu dubla, bă, Ozil cu dubla. Să sperăm că tot, ba, dar e accentat, e pe bancă acolo, nu mai poate ridica mâna. Du-te, mă, dracu, de aici se accentează și Ozil. Iar, cred că a fost accentat de vreo 3 ori sau 4 ori. Jucăm în 10, oricum, să avem un avantaj imens. 2-0 deja. Încă din turnul. Ok, dacă luam gol aici, totul se schimba. Da, și trebuie să-l schimb pe Ozil, nu mai poate continua absolut deloc. Kagawa devine titular. Da, și probabil Ozil va lipsi tot sezonul. Nu știu ce, am o presimțire că Ozil va lipsi tot sezonul. Pentru un gol aici, lipsește tot sezonul. În cel mai bun meci al său de până acum, probabil. Oh, bare! Mamă, Miranda! Miranda acolo cu... Mamă, o lovitură de cap. Fost jucător la Inter. Super bun în apărare a fost Miranda când eram la Inter.
Aproape să-mi scrie împotriva mea. Bă, uiți-mă cine te-a refăcut. Faimosul, doamne, ce am făcut aici? Un fake shot a vrut să fie ăla. S-a transformat în odioșenia asta. Sper să nu fie gol. Și ce? Este gol, nu pot să cred. Nu pot să cred că este gol. Nu pot să cred că este gol. După greșeală tâmpită, în loc să fac fake shot, am dat din greșeală doar pe centrare și s-a dus cumva în spate. Și s-a întâmplat chestia asta. După aceea am pierdut posesia și este 2-1. Iau gol acasă, asta nu-i deloc bine. Avantajul meu e subțire acum. Dar o să jucăm la acasă și probabil o să reușim să înscriem. De ce nu? Oricum, un meci foarte bun, câștigăm și asta contează. 4 șuturi pentru ambele echipe, am avut cu numai mult pe poartă, 2 goluri pentru mine, posesie pentru ei. Mesut Ozil, bineînțeles, un meciul lui 9.6 notă, Lewandowski din nou invizibil, Embolo, la fel, Vidal, super bun, super bun Vidal. Haideți să vedem cât va lipsi Ozil acum, 4 săptămâni, bun, deci nu va lipsi tot sezonul, e bine. Mă așteptam sincer să lipsească tot sezonul. Giru vrea să prindă meciuri mai multe. Du-te mă dracu mă, du-te mă de aici. Giru, nu joci nimic. Perez e mult mai bun ca tine. Și avem acum meci cu Crystal Palace, ocupanta locului 4 în continuare. Se ține foarte bine. Și sunt la distanță mare aici de Chelsea. Greu să mai mă prindă. Vom juca însă cu rezervele, mai puțin cu Kagawa. Vom juca cu Toral. Și aici în bandă cu Campbell meciul ăsta, după aceea va reveni ăsta pe bancă, mă rog, în primul 11 la titulari. Kagawa va fi titular luna aceasta, în locul lui Ozil, când prinde și el formă bună, se accentează momentul șutului. Pentru că jocul ăsta e fenomenal de realist. Ok, Crystal Palace, surpriza campionatului am putea spune. Dar trebuie să îi învingem aici, iată aici, băi, ăștia-s români, mă, uite, au culorile noastre ăștia. Ia uite, bă, ne fura steagul, nu voi mă rușine. Ok, Sané acolo, Gabriel recuperează și pasează bine la Toral. N-am încredere prea mare în Toral, dar iată că pasează frumos acolo. Lucas Perez acum o pasă bună către Coclan. Coclan în fața golului și este gol. 1-0, Coclan, primul atac al nostru, primul gol. De ce dracu tu faci celebrarea asta? Bă, mâinile nu mai vor să mă asculte, mă, incredibil. În fine, 1-0 la noi acasă, minutul 11. Execuție în direct. Execuție, hai încă un 2-0. Hai să fie un 2-0 și aici în campionat. După ce am bătut pe Spurs cu 2-0, să dăm încă o dată 2 goluri într-un meci, cum am făcut în fiecare meci în acest episod. Să tocăm, însă ăstora cred că o să-l dau mai multe. Este momentul rezervelor, presimt acest lucru. Welbeck, aici l-am dat pe Welbeck, mă. Poate de azi pe locul 4 ca un jucător de la mine. Nu, 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 Welbeck în centru, offside, 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 offside. Bucură-te, mamă, ce gol ai dat, mamă, gol, mă, gol, ai dat gol, e cel mai tare. Oh, a fost offside, nu mă aștept. Oh, să-l lua. Oh, pasă bună acolo în centru, Toral, minge acolo, liber, Coclan ratează încă o dată. Nu pot să cred, Coclan are șut, are picior de lemn, mă, săracu, să dea dragul. O fi el bun pe recuperare acolo, dar când să șuteze, doamne, oribil. Nu, 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 Zaha, nu, este penalti. Nu cred că a dat peste picioare, de ce, omule, totul Monreal își devine, mă. Monreal era ăla, așa că Monreal era ăla. Da, el era, Monreal. Omul care e cel mai slab la capitolul apărare. Bacambu bate, mă duc pe unde se uită. Fuck it, da, și de pe partea și logic, logic. 1-1, Crystal Palace se galează din penalti. Înțeleg acum de ce sunt ăștia pe locul 4. Au noroc, ai dracu de Montreal din ăștia. Probabil și la celelalte echipe. Lucas Perez, o pasă frumoasă acolo la Coclan. Nu vreau să mai ajungi la finalizare, te rog frumos. Walcott centrează, liber acolo Lucas Perez. Gol cu capul pentru Lucas. Zeul Lucas, zeul Lucas. Uite-mă, titanul nostru preferat, Lucas, mă. Cel mai bun atacant de rezervă din această echipă. Pentru că mai e doar el și Giru. Și Giru știm cu toții cum e. Ăsta dă mai bine cu capul decât o face Giru, dacă e posibil. Și decât Leva. A dat două goluri cu capul, extrem de importante. Uite, au arătat voință pe final. Au văzut că sunt conduși, au egalat. Din penalti, dar au făcut-o. Ok, Toral. Toral poate să închidă meciul și o face. Toral cred că este primul său gol, mă, într-un meci în care jucăm motoreta. 3-1. 3-1, minutul 86. O pasă bună a lui Lucas. Bă, Lucas e fenomenal. O finalizează pasă, se face de toate. E foarte bun. Cred că ar trebui să joc cu el la dracu în echipa de titulari. Bă, măcar ăsta joacă, spre deosebire de Lewandowski, care nu face nimic, mă.
nu știu, rar când nimerește și el acolo un gol de la... Meciul se încheie un 3-1, oameni buni, cu Crystal Palace. Un meci foarte bun făcut de Lucas Perez. Este remarcatul meu. Coclan a înscris. A înscris și el, deși a ratat niște ocazii destul de mari. Lucas Perez, omul meciului, gol și două pase de gol. A contribuit la toate golurile. Foarte, foarte bun. Poate ar trebui să fie el titular în locul lui Leva. Ok, iată și celelalte sferturi. 2-2 Chelsea cu Paris Saint-Germain. Probabil o să joc cu una dintre cele două, dacă ajungem în semifinale. Iată, Barça ia bătaie de la Juventus 1-0 și Liverpool 2-2 cu Gladbach. Gladbach e surpriza acestui sezon, am eliminat pe City. Interesant. Și Liverpool a eliminat Real Madrid. Două surprize se întâlnesc, ca să vezi. Da. Cam atât însă pentru astăzi, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut. Lăsați un like dacă s-a întâmplat acest lucru. Eu am fost cu X, aveți o zi absolut fantastică. Ciao, les.